Dumnezeule, cinecilor. Amin. Slavă ție, ceasă, Dumnezeu, întrebășa noastră, slavă ție. Rugăciunile prea curate, Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Mucenic Iachim, Colindu, ale Sfântului Anatolie, al Constantinopolului, Iisusului Glicherii Marturisitorul și ajuns împreună cu dânsa cărora pomenirul săvârșim, ale celui întrusins, Părintele nostru, Ioan Gură de Or, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfântului Dreptul Dumnezeu și Părinții Iachim și Ana, Rândale tuturor Sfinților să ne mirească, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitori. Iubiți credincioși, problemă grea pentru pilda de astăzi, cu care foarte mulți oameni se confruntă, mai mult sau mai puțin. Vreau să vă pun în temă că cea mai mare minciună a veacului acestuia este lansarea zvonului că diavolul nu există. Prin evanghelistul de astăzi suntem puși față în față cu lucrarea diavolului asupra omului. Majoritatea oamenilor goi fiind pe dinăuntru din punct de vedere duhovnicesc, ne ținând cont de cele spirituale, nu durează mult și se confruntă cu cele mai groaznice probleme asemenea aceluia din pilda de astăzi. Problema acestor îndrăciți, iubiți credincioși, care au fost în număr foarte mare pe timpul Mântuitorului, era de nerezolvat precum și acum. Îl vedem pe acest om care zăcea mormânturi, avea un chip groaznic de mutilat. Era un om mereu neodihnit, era un om cu cărnurile rupte, un blacor, schimonosit la chip, fărâmat în lăuntru lui, nu mai era chip de om și asemănarea lui Dumnezeu. Iată-l pe acest om cum, trecând Mântuitorul prin preajma lui, este adus față în față cu Domnul și grăiește Domnului, dar nu omul, ci diavolul din om zicând, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pentru ce ai venit să mă muncești înainte de vreme? Acest dialog, iubiți credincioși, dintre diavol și Dumnezeu, Iisus Hristos va fi pe masa de judecat al Domnului, condamnând pe oameni. Diavolul a cunoscut pe Hristos că a venit și tu, omule, nu ai vrut să recunoști. După cum vedem și în legea omenească, cea mai credibilă voce este vocea celui care este victimă, este păgubit. Diavolul care niciodată nu încetează să dea război cu omul căutând să-l despartă de Dumnezeu, deci implicit dușmanul lui Dumnezeu și a omului, iată că îl recunoaște pe Hristos. Își recunoaște neputința. Totodată din această pildă ne învățăm, dintr-un cuvințel mic, că diavolul nimic nu poate să facă fără voia lui Dumnezeu.
ca drept dovadă că spune, dacă vrei să mă scoți din om, dă-mi voie să intru în turma porcilor. Ca aproape de locul acela de întâlnire, unde era un cimitir, păștea o turmă mare de porci, ca la vreo 2000, cum spun Sfinții Părinți. Dând voie Hristos diavolilor să facă acest lucru, după cererea lor, turma s-a aruncat în mare, aducând mare pagubă gherghesenilor. Pentru ce a slobosit Dumnezeu acest lucru și totodată diavolii au vrut să intre acolo și nu în altă parte. Oamenii locul aceluia nu aveau voie să mănânce carne de porc iudei fiind, dar pervertiți printre neamuri. Și ca atare Dumnezeu a slobozit să-i pedepsească după cum și ei călcau legea. Dar diavolul și red fiind în lucrarea lui a căutat să și al vicleșug, ca făcând această pierdere să-l supere pe Gadaren, cetățeanul locul acelea cu Dumnezeu, ca drept dovadă că toți gadarenii când au auzit de această pagubă au ieșit în întâmpinarea Domnului și l-au rugat să nu intre acolo în votarele lor. Iubiți credincioși, acest chip de om atât de mutilat nu ne explică altceva decât ura care o poartă diavolul asupra omului. Mulți dintre dumneavoastră v-ați confruntat la o scară minoră cu lucrarea diavolului. Este suficient să ai un coșmar noaptea. Este suficient chiar a Evei să-l vezi. Este suficient să te confrunți în lucrările Lui și atunci, încetul cu încetul, devii un neom. În altă Evanghelie a Sfântului Evanghelist Marcu și a Sfântului Luca, vorbind despre acest îndrăcit, vedem că atunci când este întrebat îndrăcitul, cât sunteți, spune un legion. Un legion, unii Sfinții Părinți spun că ar fi 10.000 de diavoli în el. Ca să vedeți ce lucrare are diavolul, iubiți credincioși, în om și când îl prinde descoperit, atunci nu-l iartă. În drumul pământesc al Mântuitorului, mai vedem un caz de genul acesta când oamenii aduc un semn de-a lor îndrăcit, surd și mut. Iar Domnul, întinzând mâna spre el, îl vindecă, alungând pe diavol din el. Surd și mut este omul care este lepădat de Dumnezeu și nu vrea să facă fapta bună. Așa cum un surd este absent din tot zgomotul, din toate glasurile din prejurul lui și orbul nu vede nimic, la fel și acești oameni sunt absenți din cele duhovnicești, ca drept dovadă că întotdeauna când Domnul Hristos vindeca pe cineva, se deschideau ochii lăuntrici, ochii sufletești duhovnicești cu care pricepea cele duhovnicești. Plecând de la acest lucru, am putea să ne dăm seama că mulți oameni sunt orbi și surzi. Și chiar îndrăciți. Dragi credincioși, aceștia zăceau în mormântul. Mormântul nu este altceva decât trupul care nu lucrează cele sfinte. Că omul este sădit ca o vie, cum spunea Sfântul Proroc David și toată Sfânta Scriptură, că atunci când vine Domnul să culeagă rod, de fapt părăginindu-se de aguridă, care e bună de aruncat. Sau în alt context, ce valoare are sarea dacă s-a stricat? Este bună de aruncat în picioarele oamenilor. Din aproape în aproape ne dăm seama de valoarea omului vis-a-vis de Dumnezeu și rostul pentru care ne-a croit. Dar omul, părăginindu-se, asemenea creștinilor printre neamurile păgâne, lepădând pentru interese materiale cele duhovnicești,
devine o aburidă, devine o sare împuțită, devine o lumină stinsă. Ce poți să faci cu o lumină stinsă sau doar păpâind în întuneric? Ce poți să faci cu un pom care l-ai sădit în grădina ta pentru roade și el îi dă numai frunze? Așa din ciorci, fără numai că diavolul intră în om și găsim cauza, omul care este păcătos și lepădat de Dumnezeu. Tot în Sfânta Evanghelie spune în alt context evanghelistul că diavolul este alungat din om și merge în pustii și prin locuri fără apă. Se întoarce, găsește casa curată și împodobită și se duce și ia încă 7 duhuri și își face locaș în el. Acestea fiind zise de Sfântul Evanghelist, să pătrundem în taina lor. Diavolul stă după măsura lucrării lui, fiind stăpânul păcatului numai unde este putoare. Pentru el curat, casa curată care este sufletul, înseamnă locaș de putoare. Că dacă sub pământul, unde sunt mormintele, zace, împuțiciune, vierbi, cadavre în descompunere, așa să înțelegeți, omul în sufletul lui este un muribund căzut în putregai, care miroase cumplit, dar Dumnezeu nu sloba de acest lucru, nu ne-a înzestrat cu această sensibilitate, care este de temeiul celălalt duhovnicesc. Deci diavolul, văzându-ți casa ta curată, adică plină de putoare de păcat și nici cum curată din cele duhovnicești, adică măturată, nu ai nimic sfânt în tine, el vine și nu singur, mai ia 7 duhuri. Asta simbolizând că încearcă să distrugă tot în tine cele 7 sfinte taine în care subzistă mântuirea omului. Dragi credincioși, dacă acești îndrăciți au fost creionați în aceste scurte cuvinte de evangheliști, putem merge în viața de zi cu zi să vedem până unde ajunge îndrăcirea omului. Diavolul în lucrarea lui malefică de a-l distruge pe om, nu este mulțumit niciodată, indiferent în ce păcate îl duce pe om. Mulțumirea lui finală este când omul moare, este atât de certat cu Dumnezeu și moare în iarna păcatului, cum spunea evanghelistul, sau în sâmbăta sabatului, adică moare în erezie. Așa necazuri, făcându-i omul în pașii vieții lui, el caută să-l împingă în desnădejde. Și când îl aduce pe malul desnădejdii, pe malul acestei prăpăstii, el se duce și se sinucide. Și țin să vă pun în temă cu acest lucru care este din ce în ce mai numeros în zilele noastre și se vor înmulți cazurile acestea. Că cel care este sinucis nu se poate pune niciodată în pomenic și nimic nu-i se poate face ca slujbă după moarte. Abia atunci râde, nu mai poate de bucurie diavolul și este sigur de acel suflet. Dragi credincioși, așa cum o oaie care paște prin munți se desparte de turmă, se desparte de păstor, așa și creștinul care, prin păcate, persevărându-le și nemărturisindu-se și nevindecându-și rănile, se desparte de mântuire și în felul acesta poate deveni o victimă iminentă a diavolului. Lucrările diavolului pot să fie chiar pe față, cum este în cazul de față de Evanghelie,
chiar la nenumăratele cazuri care poate le-ați mai văzut mediatizate prin mass media, prin ziare sau cu ochii dumneavoastră. Chinurile acestea sunt groaznice, omul este decorporat, omul este atunci în altă lume când intră diavolul în el. Mi-aduc aminte de un caz care l-am avut, o fată de vreo 15 ani, fiind îndrăcită, a bătut câțiva copii în șoară. A ieșit scandal mare, dar ea pe urmă s-a trezit și am întrebat-o, spune-mi ce ai văzut tu? Zice, am văzut pe diavolul când a intrat în mine, sufletul a ieșit și eu îmi vedeam propriul trup cum lucra și bătea și în stânga și în dreapta. Apoi diavolul l-a văzut când a plecat și sufletul a intrat înapoi. Iată lucrarea satanică. Știu că la timpul acesta majoritatea tinerilor sunteți dependenți de muzică. Nu vă dați seama ce o treabă aveți. Muzica este croită de așa natură prin acele vibrații să vă îndrăciți. Este cel mai mare drog. Cântecele care se dau și spectacolele de așa pretinși cântăreți, de adună zeci sau sute de mii de oameni, vedeți cum îi aduce într-o nebunie. Sunt niște oameni care nu mai sunt a lor. Poate ziceți că fabulez. Ce om te poți numi și îmi cer iertare, dar n-am cum să grăiesc altfel, ca acel nebun care joacă pe scenă și se schimonosește ca un drac, își dă până și de încerea intimă și o aruncă în public și îl rup cu dinții din aceea. Și apoi își descarcă trupul, murdărindu-i pe toți. Până unde a putut să ajungă lumea? E un caz de îndrăcire. E o îndrăcire publică. Și în acestea cad tinerii care nu sunt atenți cu propria lor ființă duhovnicească. Cred că v-am mai spus de un caz de un tânăr care a venit chiar la noi la biserică, tatălui plângea cu tremurul, zdrobit în sinea lui, copilul dependent de muzică, numai cu căștile în urechi. A încercat să-l lipsească de așa ceva, l-a amenințat cu cuțitul, că s-o moară. Mai târziu i-a făcut necaz mai mare, că noaptea bătea în calorifer după ritmul muzicii și i-a ridicat tot locul în cap. Ori să se mute de acolo, ori să facă ceva. Omul plângea, era un om distrus. Nu mai avea nimeni cine să mai facă ceva. Iarăși caz de îndrăcire. Un alt caz groaznic care se anunță din ce în ce mai furtunos și iarăși vor credea în aceasta copiii, sunt calculatoare. Au început să se arate rezultatele. Sunt dependenți așa ceva, mai ales de internet, și aceste lucruri sunt special făcute ca să distrugă tot ce-i sunt. Bine vedeți și dumneavoastră că trăiți în societate și în societatea înaltă pericolul care vine de la sataniști și se întinde cu o viteză cutremurătoare. Iarăși tineretul merge spre așa ceva în această degenerare. Se războiesc pur și simplu cu Dumnezeu, invocându-L pe Satana, spunând, Tu ești Dumnezeu, Tu ești lumina, Satanul, ție mă dau, vino și mă ia, Belzebub. Sloganul ale celor care aduc ofrandă diavolului. Apogeul lucrării satanice este de a face sacrificii umane, ceea ce s-au și întâmplat în lume. Dar fiindcă nu au posibilități sau sunt urmăriți, omoară pisici negre,
Pe fiu le spinte că burta și scot inima și atunci el se simte satisfăcut cât inima mai pâlpâie, inima de pisică îi mai pâlpâie în mână și se stropește cu sângele acela. Iată ce face diavolul din om. Vă confruntați cu alte probleme, cu drogurile. Iarăși copiii sunt victimele acestor oribile practici care vă vin din Occident, din lumea interlopă. Aduceți-vă aminte de un caz care a zguduit lumea din fastuoasa și mândra și înțeleapta Germanie. Când un om foarte distins în lume, un mare specialist în calculatoare, l-a chemat pe internet pe un altul să-l sacrifice, s-a găsit un nebun. I-a tăiat mădularul, l-au prăjit și l-au mâncat, iertați-mă că vă spun, amândoi, și apoi l-a junghiat încetul cu încetul, scurgându-se de sânge. Și l-a mâncat o parte și capul l-a îngropat. Și acum a căutat pe un altul spre sacrificiu. Oare acesta nu este caz de îndrăcire? Dacă aceștia din Evanghelie erau mutilați, transfigurați la față, rupți în cărnurile lor, iată cazuri de oameni îndrăciți, că nu-i poți numi niște oameni normali, care sunt printre noi. Diavolul nu are o preliște, nu se rușinează niciodată, nimeni nu-l poate opri. Poți să ai la capul tău mii de doctori, bodyguards, să-i plătești cu avere, nu te poate salva. A fost un rege al Franței, prin secolul XV, care era îndrăcit. Spune istoria că trebuia să lege să se spele. Făcea păduc pe el și era rege. Și odată mergând cu garda lui de corp, făcând un popas într-o pădure, a început să vadă niște dușmani. A scos sabia și a tăiat o groază din tovarășii lui, din soldații lui de gardă. Dar el, de fapt, vedea diavolul. Dragi credincioși, spun aceste lucruri cu mare suferință că omenirea este predispusă din ce în ce mai mult spre aceste lucruri păduboase. Un caz de altă îndrăcire i-am putea socoti pe cei care practică Sodoma și Gomora. Aceștia nu se mai pot întoarce niciodată din aceste cărări. Poate mă grăbesc. Premeditat spun aceste lucruri, dar știm de la Sfinții Părinți că aceștia nu mai aveau salvare. Ca drept dovadă că păcatul acesta a adus pucioasă și foc din cer și a ars cetățile fumegând ca mărturie până în zilele noastre. Și fiindcă am spus că diavolul se bucură cel mai mult când te-a împins până la desnădejde și apoi sinucigându-te, el râde și e bucuros, vă pun în temă cu altă plagă socială. Deja se propovăduiește la nivel de stat acel lucru, eutanasia. Sunt unele țări emancipate care au și aprobat. Eutanasia înseamnă că atunci când tu cazi într-o boală cumplită, datorită faptului că nu mai suporți sfârșitul tragic, groaznic de suportat, mai ales cancerul, prin eutanasiere înseamnă că cu voia ta îți faci o injecție și tu mori. Și ai o moarte frumoasă. O moarte frumoasă, impropriu spus, adică liniștită. Cu o travă te-a lichidat. Dragi credincioși, niciodată acest lucru să nu-l practicați. Acesta este ultimul vicleșug al diavolului care probabil îl va împânzi în toată lumea și îl va face lege statală.
Astăzi apare o țară care legalizează eutanasia, mâine alta și apoi se va universaliza, făcând parte din statutul omului. De exemplu, în buletinul tău de identitate va fi o pătrățică acolo unde vei semna pentru eutanasiere. Gândiți-vă ce curs se poate să fie. Poți să cazi într-o boală, se uită doctorul la tine, poți să fii vindecat, dar adus din aproape în aproape de doctor, te împinge în desnădejde și conform ceea ce scrie în dipticile tale, că ai aprobat eutanasia când tu erai sănătos, deja te poate omori. Iar tu figurezi în dipticile Dumnezeirii un sinucis. Cred că aici este ultima haltă a lucrării diavolești. Dragi credincioși, apogeul lucrării satanice la oamenii chiar de astăzi este liturghia neamului care se face. Și se face nu de oricine, de niște puștani demenți nebuni, snobi, se face de lumea cea înaltă. Și plăcerea cea mai mare care se aduce lui Satan este de a junghia pe om. Îl ucide și încă se zbate între viață și moarte, îi scoate inima asemenea sataniștilor și o împroașcă cu sângele din ei pe toți cei care participă la această liturghie, cu Hristos răsturnat, cu lumânări de smoală și în cele mai obscene lucruri satanice, aș putea să spun. Că liturghia este adusă în cinstea lui Satan. Dragi credincioși, v-am spus, o fărâmă din numărul lucrărilor satanice cu care deja lumea se confruntă și cu care s-ar putea să ne confruntăm și noi, că zorii sunt pătrunși în țara noastră. Poate cei care sunteți mai bătrâni, mai stabili în minte datorită faptului că ați mai păstrat creștinismul și mai țineți o legătură cu Dumnezeu, vă va apăra Dumnezeu. Dar copiii dumneavoastră sunt în mare pericol. Și aceste lucruri, dragii mei, nu sunt accidentale. Aceste lucruri sunt premeditat făcute la nivel de state, la nivel de guverne și mai ales când vor veni guvernul mondial, aceste legi vor fi împânzite, cum spunea prorocul David, ca apa în mațe și ca un de lemn în oase. Va veni în curând monitorizarea oamenilor prin acel chip. Alt pericol. Cât de frumos ne-a închecat Dumnezeu în intimitatea noastră. Parcă simți să fii puțin liber, nimeni să nu fie tu și patru pereți. Indiferent că cităi, nici aceste lucruri nu mai sunt valabile pentru tine. Din cauza că ai ochii care te văd. În zilele noastre, un londonez este de cel puțin 200 de ori monitorizat pe zi. Absolut tot ce face este văzut pe ecran. Dumnezeu, care este ziditorul nostru, atât de cinga și-a lucrat cu noi, a fost și a rămas cu adevărat un domn. În sensul etimologic al cuvântului, nu te deranjează cu nimic. I-ai greșit, l-ai înjurat. El te rată, nici măcar să te jignească cu un cuvânt. Poate te vei întoarce. Cine este perfect în lume? Dar iată oamenii ce fac. Devin niște țațe murdare care vor să știe tot despre. Nu sunt făcute de acest legion care a fost aruncat de puterea lui Hristos. Dragi credincioși, păziți-vă cum își păzește șarpele capul. Păziți-vă de aceste otrăvuri care se mediatizează și vor fi împânzite în lume prin biserică.
vor avea pretenția de biserică, biserica satanistă, homosexuală, biserica care n-are nimic comun cu Dumnezeu. Și deja au început prelați ca să se pupe cu acești idoli, cu acești nebuni propovăduitori ai satanismului. Și odată cu ei vor merge și oamenii. Și nu toți oamenii, ci numai aceia care nu pun niciun preț pe Dumnezeu, pe cinsta lui de suflet și toate le tratează cu indiferență. Vă stimez pe mulți că veniți la biserică, dar pe mulți nu-i pot stima pentru dezordinea care o face, incomoditatea de care dă dovadă, multe probleme personale, ca drept dovadă sunt niște saci de pară, niște oameni coi pe din lăuntru. Rog-vă insistent când veniți la biserică, un ceas dacă îl dai lui Dumnezeu, gătește-ți frumos sufletul, că cu acela mergi în fața Dumnezeului nostru. Și dacă vii, îmbracă-te într-o vestimentație cât mai decentă. Nu veni ca de pe stradă să-ți arăți cărnurile și rotunjile, că poți să te întorci mai murdar decât ești în lume, că vii spre sminteală. Așadar, păziți-vă că din aproape în aproape uiți ferestrele și ușile deschise și intră diavolul în tine, nici plată nu ai și nici prieten cu Dumnezeu. Și dacă ești atent, încetul cu încetul, atunci și Dumnezeu se apropie de tine și te pune într-o protecție bună, frumoasă și simplă. Iubiți credincioși, dacă acești îndrăciți s-au ridicat din mormânturile păcatelor, alungându-l pe diavol, rugăm și noi pe Dumnezeu ca să ne ajute să-i pricepem lucrarea și întăriți cu puterea darului Duhului Sfânt să fim mai precauți și să nu mușcăm din aceste momente, ca nu cumva mintea noastră să nu mai lucreze nici măcar strictul necesar pentru a ne ține la suprafață, la linia de putere. Rog pe Dumnezeu să ne dea acel pic de minte, de înțelepciune, să-i pricepem cursele diavolului, iar lui Dumnezeu să dea slavă și cinste în veci. Amin. Amin. Amin.